Iepurașul de Paște a venit mai devreme pentru 1.000 de pensionari din Cernavodă. Aceștia au primit în decursul zilei de ieri tichete sociale pentru alimente în valoare de 50 de lei. Vechile pachete cu alimente care erau distribuite odată la 2 luni vârstnicilor au fost înlocuite cu tichete sociale încă din luna august a anului trecut. Serviciul de asistență socială din Cernavodă a început de ieri să distribuie tichete sociale pentru alimente pensionarilor din localitate. Dacă până acum mai multe categorii de locuitori beneficiau de tichete în valoare de 50 de lei, de luna trecută au apărut unele modificări, iar persoanele cu handicap nu vor mai primi tichete sociale. Acest eveniment, evenimentul Paște, pensionarii din orașul Cernavodă care s-au încadrat să primească aceste etichete s-au bucurat și se vor bucura în aceste 2 zile, adică 1 și 2 aprilie, de distribuirea tichetelor sociale. Dintr-un număr de 1.500 de pensionari, iată că am mai redus din numărul acestora, pe drept, pentru că oamenii au venit și au declarat că pensiile dumnealor au crescut peste 7 milioane, iar proiectul de hotărâre ne-a obligat ca persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale să nu le mai dăm aceste etichete. Nu s-au încadrat și nu se vor mai încadra persoanele care au handicap. Zeci de cernavodeni s-au așezat ieri dis de dimineață la coadă pentru a fi sigur că intră în posesia tichetelor mult râvnite. Aceștia spun că bonurile valorice de 50 de lei le sunt foarte folositoare, mai ales acum în preajma sărbătorilor de Paști. Foarte bine, sănătate multă și ne bucurăm de aceste tichete. V-ați gândit ce o să faceți cu ele? Ce o să cumpărați? De Paște. Ouă, mâncare, ouă, miel. Mă rog, dar alimente în principal. Alimente în principal, da. Bucurați că le primiți așa odată? Foarte mult. Chiar nu știam, acum am coborât pentru altceva, nu știam că se dă. Mai ales că pensiile sunt mici. De 5.300.000. Și e greu. Foarte greu. Vă prind bine. Foarte bine, bine, chiar foarte bine. Să dea Dumnezeu sănătate celor care ne dă. Foarte mult mă bucur. Mai ales acum în preajma Paștelui. Da, mai luăm câte ceva. Ce vreți? Banii sunt puțini și mai luăm și noi câte ceva. Alimente? Păi da, alimente ca altceva nu. De Paște? Da, de Paște. Cozonac, ouă. Carne? Carne, da. Deci sunt folositoare în preajma? Bineînțeles că sunt foarte folositoare. Mai ales că pensiile sunt mici? Sunt foarte mici. Eu nu am pensie, am decât ajutorul și așa că sunt binevenite, da. De tichetele sociale vor beneficia aproape 1.000 de cernavodeni cu pensii mai mici de 700 de lei, care au vârsta de minimum 60 de ani.